Mai bine, știți de ce? Pentru că avem același pas, de fapt. Mariana, suntem un pic obosiți sau nu? Nu suntem obosiți. Nu. Păi pe cine invităm? Pe cine invităm? Păi avem o fată venită, așa cum am spus, de departe, o fată deosebită, nimeni alta decât Tatiana Mărcoianu, dragii mei. Tatiana, cum te simți la balul ăsta? Extraordinar de bine. Da. Am rupt opincile în două. Aoleu. Da. Uitați, dragi telespectatori. Opincile cu tocul de 20. Ce opinci are Tatiana Mărcoianu? Da, Tatiana, nu, am opinci. Dacă ar fi să te descalți, crezi că ai fi mai înaltă ca mine sau tot mai înaltă ca mine? E provocare? Nu știu. Hai să vedem. Dacă tu te descalți, cam cum ai fi? Dacă ar fi să mai pune o dată melodia asta, ai putea să dansezi cu mine? Da. Și cu toc. Și cu toc. Dansăm minunat. Să văd dacă ai curaj să dansezi desculț, pentru că nu știu dacă mai rămâi cu toate cele 5 degete pe un picior. Dragi telespectatori, v-am spus cum stau lucrurile. O olteancă care știe și să danseze și să cânte. O olteancă ce știe foarte bine să facă foarte multe lucruri minunate și dumneavoastră ați văzut-o pe foarte multe canale de televiziune. Asta nu înseamnă că tot ce e acolo este real, sunt foarte multe lucruri ireale, așa e? Hai să nu dăm din casă. Să nu dăm din casă. Da, bine, și atunci ce ne pregătești? Dacă nu dai din casă, măcar ne cânti. Da, dăm din casă așa totul. O să cânt tot o melodie foarte frumoasă care este special cu dedicație. Specifică. Da, specifică. De fapt, cred că o să ne cânti două melodii. Două melodii. Pentru că asta-i șopteam eu, cred că două. Sigur, cred că da, cântă foarte frumos, da? Continuă. Da. Și de asta spuneam la începutul emisiunii că am venit cu niște melodii foarte cunoscute de publicul nostru telespectator și sunt din sufletul meu, așa, pentru cei care stau să ne urmărească. Și așadar, cu drag și pentru toți care sunt aici în platou. Sigur că da, dragii noștri, ne cântă Tatiana Mărcoianu.
dragii mei, iartă, iartă și iar iartă, așa spune Tatiana Mărcoianu. Mulțumesc foarte mult, Tatiana. Sper să vii și cu altă ocazie în emisiunile noastre. Cu mare drag. Chiar mă simt foarte bine aici, alături de colegii noștri. Cu siguranță o să te mai chemăm, pentru că ai melodii extraordinar de frumoase. Mulțumesc frumos. Sunt ales așa din suflet, pentru că eu sunt mai sensibilă de felul meu și știu că sunt și oamenii la sentimentul meu. Tatiana Mărcoianu, mulțumim. Dragi telespectatori, noi mergem mai departe cu emisiunea. Mergem, ne grăbim sau poate nu ne grăbim. Ce zici, ne grăbim, Mariana? Nu, că la bal nu se grăbește nimeni, dar trebuie să chemăm alături de el, de noi, sigur că da. Un băiat drag, tânăr. Este vorba de... Dorec. Derek, nu? Vino da, Derek. Derek. Ai cântat mai devreme, ne-a plăcut foarte mult. Am vrut să te ascultăm cântând. Suntem niște oameni care ascultăm și după aia începem să criticăm. N-am găsit ce să critic la tine, dar vreau să povestești tu. Mulțumesc tare mult. Da, țin să precizez că piesa anterioară pe care am cântat-o este o piesă la care țin foarte mult. Este o colaborare cu Daniela Gheorfi. La dumneavoastră în emisiune am cântat varianta solo, pentru că Daniela nu era aici. Dar trebuie să promiți. Dar promit că data viitoare vin cu Daniela aici în emisiune. Următoarea piesă, Heia, o melodie la fel, de club, de vară, de dans. Aș vrea să ne cânti două piese de data aceasta, pentru că ne-a plăcut foarte tare prima piesă și vreau să ne încingem, să mai întinerim și noi. Cum ești de acord? De altfel, ești de acord, da? Să rămână, la fel, la fel. Dragi telespectatori, ne cântă Derek! Derek! Dime, mi amor, que tal, cuando estás aquí. Dime, mi amor, por qué no veo tu sonrisa. Dime, mi amor, ahora te quiero más y más. Te siento aquí. Digo, ay, 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 quiero calor. Digo, ay, 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 lo siento, mi amor. Amor significa
me feel, make me feel, make me feel miracle. Spectatori, uite, vedeți și noi, cei mai în vârstă, parcă ne simțim mai tineri alături de Derek. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să-mi promiți că data viitoare vii cu trupa, pentru că tu ai o trupă de dansatoare, ai o coreografie, o coreografie frumoasă, după câte știu eu. Promis, da? Sigur, promis. Spectatori, a promis să ține de cuvânt. Mulțumesc foarte mult, Derek. Și eu. Salut, poate să înceapă cu o cură.